Care s-au născut în Zodia Berbecului vor avea între 18 și 19 februarie după amiaza un răstimp relativ bun. Și acest bine se naște din disponibilitatea lor pentru veselie, petreceri, sport, aventuri. Sunt avantajați în mod special cei tineri, bărbații, oamenii viguroși, puternici, oamenii într-o formă fizică bună, care pot să desfășoare o serie de activități. Care presupun consum de energie, rezistență fizică, coordonare a mișcărilor și capacitate de a trece și prin stresul unor petreceri. Vorba cuiva nu-i deloc ușor să bei, este chiar foarte greu. Așa încât, unii, de la caz la caz, pot să tragă un chef, alții o petrecere, alții să facă excursii. Este un moment în care cei ce desfășoară activități sportive de divertisment sau profesioniste sunt susținuți astral. E și un moment de grozăveală, e o dorință de emancipare, mai ales în cazul celor tineri. Este o dorință de a se afirma firească pentru cei care s-au dedicat sportului. Este și bucuria unor victorii, unor reușite, unui progres, dar este în egală măsură nevoie ca aceste persoane să nu-și supraliciteze forțele, capacitatea și puterea. Mai ales dacă sunt, cum s-ar zice, cruzi, prea tineri, încă neformați și nu au experiența de viață necesară. Unii vor fi tentați să facă speculații financiare, să joace jocuri de noroc, între 19 februarie după-amiaza și 21 februarie după-amiaza, moment special legat de factorul sănătate. Pe de o parte este vorba de o chestiune legată de digestie, metabolism, asimilare, pe de altă parte este o chestiune legată de psihic. În unele cazuri pot fi Vizibile tulburări în ambele direcții. De obicei, oamenii sunt mai concentrați pe o durere fizică, pe o tulburare organică, pe o disfuncție care nu îi lasă să muncească, să doarmă, să-și vadă de modul de viață curent. Și trec cu vederea latura psihică. Faptul că cineva e trist acum nu e un motiv să nu se ducă la muncă sau să nu facă de mâncare și așa mai departe. Totuși, este vorba de fenomenul de lună plină care operează pe această axă și care poate să fie o povară pentru aceste persoane. În așa fel încât unii să se simtă cu adevărat rău, fără să existe un motiv real, să n-aibă putere, să fie nervoși, plictisiți, fără chef, capricioși, iritabili, să nu aibă niciun fel de spor în nicio activitate practică, Reușesc să rateze o serie de situații care ar putea conduce la succes, la eficiență, la rezolvare, pentru că nu sunt atenți. Între 21 februarie după amiaza și 23 februarie după amiaza, perioadă destul de puțin convenabilă pentru cei care se întâlnesc să discute, să se împace, să negocieze, să analizeze clauzele unui contract. Tendința generală va fi de emancipare, de orgoliu, de impunerea voinței, poate și de superficialitate, de radicalism. Și faptul că pleacă de acasă hotărât să nu cedeze și să nu se lase, este rezultatul unui mecanism astral care le modelează gândirea și conduita, și nu într-un fel util lor. Lasă că nu e deloc diplomatic dar nu este nici prezentabil sau onorabil. Pot să facă exces de zel, pot să las impresia că sunt necuvincioși, nepoliticoși, lipsiți de educație sau lucru cel mai grav de înțelegere a lucrurilor. Această proastă impresie poate să le strice o posibilă colaborare, cooperare sau integrare într-un colectiv pe ideea că i-au cam pus pe gânduri pe aceea dacă sunt persoana indicată, dacă este oportună integrarea lor. Între 23 februarie după amiaza și 24, nemulțumiri provocate de bani. Nu e cel mai nobil sentiment, dar e uman și e o realitate. Secvențe în care amărăciunea, dar mai ales invidia și gelozia cu privire la felul în care altora le-a ieșit o sfărărie bănească, felul în care alții au luat-o înaintea lor, este de natură să-i uh, pună pe jăratec. Se pot supăra sau pot privi chiorâși o persoană cunoscută care este cu mult înaintea lor sau care a valorificat un moment, nu că ar fi făcut vreo șmecherie, ar fi făcut o scamatorie și iată uh, a intrat în posesia unor bani sau a unui avantaj ci pur și simplu că acela s-a aflat pe o altă lungime de undă astrală, a funcționat altfel, mai bine, mai coerent, mai profitabil. Dar sentimentele nu pot fi înăbușite și este greu pe un nativ din Zodia Berbecului să-l faci să nu trăiască intens ceva care îl privește pe el și îl deranjează. Dacă acest ego este pus în dificultate, atunci toate celelalte simțuri și toate celelalte funcții organice sunt subordonate acestei etape și trăiește numai pentru acea supărare. Se va consuma, se va depăși. Soarele va intra începând cu ziua de 19 februarie în casa a 12 -a, a bolilor luni și cronice, a lucrurilor neștiute, nespuse, necunoscute, neînțelese a enigmelor și accentuează această latură de siguranță Pentru berbeci este combinația cea mai proastă, pentru că îi face să ezite, să nu înțeleagă foarte exact despre ce este vorba și lucrul cel mai grav, enervați de această stare a lor care le creează disconfort, să aleagă la întâmplare, la enervare și fără să aibă răbdare, concentrare și atenție. Această ipostază se va menține aproximativ 30 de zile. Mai poate fi vorba de amintiri recurente. Tot vin, trec, le uită. Un an, doi, trei, cinci, zece și iar revin. Poate și pe baza unor similitudini. Evenimente care seamănă cu cele trăite de ei în trecut, care cheamă aceleași sentimente, care îi sperie pe ideea că dacă se repetă ipostaza, se repetă și sfârșitul și că vor trebui să treacă prin... Aceleași neplăceri sau să aibă de suferit aceleași consecințe. Este un moment necesar reflexiei, autocunoașterii și meditației, dar pe un fond extrem de răscolit, așa încât nu cred că vor avea nici această săptămână, nici de-a lungul întregii luni, cât soarele se va afla în pești, posibilitatea. Să se cunoască mai bine pe sine, să despartă apa de pământ și să înțeleagă despre ce este vorba.